Un număr de aproximativ 300 de ultrași din Peluza Sud au fost prezenți la meci. Aceștia au creat o atmosferă incendiară în sala Olimpia, care a ajutat pe handbaliștii noștri să învingă Odorheiul. Tehnicianul al violeților, Nedelco Vukovic, a fost impresionat de galeria timișoreană. Galeria, am văzut că v-ați da, foarte frumos, foarte frumos. Eu sunt factuși timișoreni, 6 ani. Eu placem România, normal. Placem nostru jucătorii. Eu luptam maximal pentru echipa. Egal, dacă perdem, dacă schimbăm, dacă perdem, dacă câștigăm, eu am spus la vestiar, dacă perdem, perdem cu sufletul, cu spiritul. Vlad Caba, antrenorul rivalilor de la Odorhei, a rămas uimit de publicul timișorean. Mă bucur că a început să vină la ultimele venire ale mele în Timișoara. Nu era atât public, deci, dar eu, în mod normal, sunt obișnuit cu sala să se joace așa. Deci dacă handbalul reușește să facă, prin prestații, să facă concurență basketului, care văd că a luat-o mult înainte handbalului, nu mai zic de fotbal, este un lucru extraordinar. Prezența galeriei într-un număr mare la handbal, după foarte mult timp, a fost datorată și faptului că odată cu acest joc, Clubul Sportiv Politehnica a început oficial aniversarea de 90 de ani de la înființare.